Postul de televiziune Roman 24 continuă colaborarea cu jurnalistul de investigații Daniel Muraru, care își asumă în ziarul online Atacul o serie de dezvăluiri referitoare la modul de cheltuire a banului public la Consiliul Județean Neamț. De această dată, curajosul jurnalist vine și face dezvăluiri interesante referitoare la modul de organizare a cabinetului președintelui Ionel Arsene, care are angajați pe banii nemțenilor numai puțin de 4 consilieri personali, salarizați cu sume care au mai multe zerouri. În aceste condiții, jurnalistul se întreabă cum, în baza unui simplu contract de voluntariat încheiat între Consiliul Județean Neamț și o oarecare doamnă Elena Cuzmanovici din București, aceasta din urmă are birou și acces permanent la date care, cel puțin teoretic, ar trebui să fie confidențiale. Despre toate aceste probleme, dar mai ales despre modul laconic în care conducerea Consiliului Județean înțelege să răspundă întrebărilor legitime ale jurnaliștilor, ziaristul Daniel Muraru face declarații extrem de interesante, curajoase și lipsite de menajament. El mai face referire la evidența existenței unei mafii transpartinice și despre lipsa de curaj a instituțiilor abilitate ale statului și ele din bani grei de la buget, care ar trebui să facă și acțiuni de prevenție a furtului din bani publici, care sunt oricum mai puțin costisitoare decât cele de cercetare ulterioară ale unor abuzuri flagrante care duc la spolierea banului public. Doamnă, ce aș putea să vă spun? Că de lămurit prea tare nici eu nu sunt lămurit. Am făcut o solicitare pe 544, pe legea 544, în data de 31 ianuarie, pentru că aveam informații că în Consiliul Județean Neamț există o persoană care, deși nu are niciun contract de muncă cu această instituție, ia niște decizii deosebit de importante și are acces la niște informații, zic eu, confidențiale. Vorbim de informații legate de organizarea unor licitații, de exemplu, vorbim de informații privind activitatea unor societăți ale Consiliului Județean, vorbim de informații privind activitatea unor instituții subordonate Consiliului Județean și așa mai departe. Din câte am înțeles, informațiile pe care le-am adunat în timp, respectiva doamnă și-ar desfășura activitatea la Consiliul Județean Neamț și mi s-a confirmat ieri, am primit răspunsul la adresă pe baza unui contract de voluntariat. Tocmai studiam această lege să vedem cât de legal și normal este ca cineva din afara unei instituții, cum este Consiliul Județean, să vină să presteze anumite servicii cu titlul de voluntar. Și cu putere de decizie sau de a influența deciziile? Bineînțeles că informațiile pe care le dețin, din informațiile pe care le dețin, rezultă că doamna respectivă este cea care taie și sponsor în Consiliul Județean atunci când Ionel Arsene, președintele ales dintre consilierii, nu este prezent și cum dânsul este mai mult plecat în căutarea banilor pentru dezvoltarea județului, bineînțeles, doamna respectivă este cea care ia decizii. Stă în același birou cu Oana Bulai, consilierul personal al domnului Arsene. Și eminența blondă a partidului și a Consiliului Județean mai nou. Sincer, nu știu ce de eminență este. Știu însă, în schimb, că pe ușa biroului respectiv exista o plăcuță care n-a se avertiza că acolo este un consilier. De fapt, sunt doi, dar scria consilier pe plăcuța aia și erau trecute de desubt imediat sub numele celor două, Oana Bulai și Elena Baltau Cuzmanovici, care nu este consilier personal. Eu am verificat și s-a confirmat acest lucru. Repet, ieri, aseară, am primit pe la ora după 16, oricum, un răspuns la solicitarea mea. Un răspuns mai mult decât sec. Chiar o să îl citesc, pentru că eu am cerut anumite, am pus mai multe întrebări, au fost trei întrebări, am vrut să deslușim așa hramul pe care îl poartă respectiva doamnă la Consiliul Județean Neamț și de lămurit eu nu m-am lămurit, n-au reușit să mă lămurească pentru că nu mi-au spus, de exemplu, când a fost încheiat acest contract de voluntariat, pentru că doamna respectivă, din câte știu eu, se află la Consiliul Județean Neamț din luna iulie, imediat după instalarea oficială a președintelui Ionel Arsene. Deci cei de la Consiliul Județean Neamț spun așa la întrebările pe care le-am adresat eu privind această situație, că menționăm că între Consiliul Județean Neamț și doamna Elena Batau Cuzmanovici s-a încheiat un contract în temeiul legii numărul 78 din 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România cu modificările și completările ulterioare. Repet, nu mi s-a dat odată să-mi spună, de exemplu, acel contract când a fost încheiat în iulie, în august, în septembrie sau poate a fost încheiat după ce atacul.ro a adresat acele întrebări Consiliului Județean Neamț. Însă, revenind la această situație, nu știu dacă în această țară mai există sau se petrec lucruri similare celor de la Consiliul Județean Neamț, adică o persoană din afară să vină și să aibă o putere atât de mare să ia decizii, dar de fapt să nu și le asume, pentru că din
teamă de doamna dă indicații cum să se facă pe la nu știu ce societăți ale Consiliului Județean. La Târgu de Crăciun, de exemplu, a avut, din informațiile pe care le dețin eu, s-a implicat foarte mult doamna Cuzmanovici. Și te întreb oare în ce calitate, în condițiile în care președintele Ionel Arsene, slavă Domnului, beneficiază de un suport material și logistic impresionant. Are 4 consilieri personali, 4. Vreau să vă întreb, cât este plătit un consilier local? Că mi-am pus întrebarea asta de vreme ce doamna, în discuție pe care o știm noi, doamna consilier Oana Bulai, a renunțat la postul de consilier județean unde a fost ales în favoarea aceluia de consilier personal, pe care l-a ocupat după plecarea doamnei Arcan la în Senat, da. Da. Păi, de, la capitolul câștigurii, normal că este mult mai avantajată, să spunem, în sensul că indemnizația de consilier este de câteva sute de lei, în schimb, leafa de consilier personal, cred că vorbim de câteva mii de lei, 2-3, dacă nu cumva spre 4.000 de lei. Dacă mă înșel, cred că undeva la 4.000 de lei, dar s-ar putea să mă înșel. Oricum, e mult mai câștigat un consilier personal al președintelui Consiliului Județean decât un consilier județean, de exemplu. Fără doar și poate, mai ales de când s-a renunțat la cele indemnizații de ședință la, pentru Agamani. Deci, din punctul ăsta de vedere, clar câștigul este mult mai mare. Însă, revenind la doamna Cuzmanovici, repet, nu știu în ce județ din această țară se mai petrec astfel de lucruri. Pentru că stai și te întreb pe ce bază o persoană care nu are un contract cu mine, chiar și contract de voluntariat, adică voluntarul, eu din câte înțeleg, repet, tocmai studiam legi, cred că ar trebui să presteze niște servicii, clar, bine, interesul comunității, o să spună cineva, dar asta face și doamna Cuzmanovici. Da, dar voluntarul nu cred că are acces la documente confidențiale. Voluntarul nu cred că ia decizii în locul președintelui Consiliului Județean, dar ar trebui, ar fi, nu e normal să ia decizii în locul președintelui Consiliului Județean, iar oamenii să semneze anumite documente la indicațiile acestea, pentru că ce se întâmplă în cazul în care ai greșit sau, na, sub presiune, tu ca și angajat la Consiliul Județean cu drept de semnătură, cu anumite responsabilitate, faci acest lucru, s-ar putea ca la un moment dat să ai mari probleme. Pentru că te-a pus cineva care nu are o legătură contractuală cu instituția respectivă. Deci nu vorbim de ordine date de Ionel Arsene, de exemplu, care este președinte ales, da, al Consiliului Județean, vorbim de o doamnă care este voluntar acolo. Pe unde s-a mai auzit în lumea asta ca un voluntar să taie și să spânzure într-o instituție, cred că cea mai importantă instituție publică din județul Neamț, Consiliul Județean, Neamț, în pixul, în pixul care stau milioane de lei pe care trebuie să-i distribuie. Exact. Exact. Aici este un mare semn de întrebare, pentru că dânsa are acces la foarte multe. Eu nu vreau să spun în momentul ăsta, de exemplu, ce informații am, cam, de fapt, ce se urmărește, pentru că nu sunt confirmate și nu pot să arunc cu vorbe fără acoperire. Cine a trimis-o la Piatra Neamț, pentru că dânsa este din București, deloc este din județul Neamț, am aflat recent, dar așa cum arată și pe pagina ta de Facebook, trăiește în București și este deloc din București. A venit la Piatra Neamț să facă voluntariat la Consiliul Județean. Deci să mergem cu toții să facem acte de voluntariat la Consiliul Județean Neamț, să avem toți acces la documentele la care are acces dânsa și eventual poate ne facem niște prieteni care au niște societăți comerciale să le vindem niște informații, nu? Și transformăm voluntariatul într-o activitate prolifică. Pentru că atunci când tu știi că organizezi o licitație pentru a achiziționa, știu eu, hai să zicem, cornul și laptele, pe zona de GASPC-ului, Direcția Generală de Sănătate Socială și Protecția Copilului, și tu ca voluntar ai acces la aceste informații, păi nu te gândești că ai putea să faci un mic business? Na, este una dintre variante. Pe de altă parte, de prezumții, de prezumții. Exact. Pe de altă parte, nu văd un contract sau un funcționar public care are un contract cu niște clauze, clauze de confidențialitate, printre altele, și așa mai departe. Pe un voluntar ce clauze are? Nu cred că putem compara contractul de muncă al unui funcționar public cu un contract de muncă al unui voluntar. Adică sunt niște lucruri care ar trebui să fie deșifrate de către autorități. Din păcate, autoritățile au cu totul alte preocupări în acest moment. Eu sunt foarte dezamăgit din acest punct de vedere. Am spus și data trecută, și nu mă refer aici la autorități, mă refer la opoziția din Consiliul Județean formată din liberali. Nu am văzut nici cea mai mică reacție din partea lor, absolut nici cea mai mică reacție, nici în acest moment, după seria dezvăluirilor făcute atât de mine cât și de către noastră. Nu am văzut ca un
liberal, un președinte, un lider al acestui să-și partid. Să-și asume corespunsabilitatea acestei prăduieli. Și să ia atitudine, printr-un comunicat. Da, pe de altă parte, studiind tot arhiva foto de care v-ați folosit dumneavoastră, am regăsit-o pe această doamnă alături de rotarieni, care, așa cum am văzut, sunt puișorii a ceea ce se cheamă mișcarea masonică, din care colegul nostru Bălănescu a dovedit a face parte și domnul Ionel Arsene. Clubul Rotarii, din punctul de vedere, înseamnă cu totul altceva decât, zicem, lumea masonilor. Eu cred că, bine, ar exista pe aici, pe colea, niște lucruri care, să zicem, ar fi comune, dar sunt foarte puține, nu cred că am putea să includem pe rotarieni în lumea masonilor. Cât ceea ce privește apartenența domnului președinte de Consiliul Județean, eu în urmă cu 2 ani am dezvăluit acest lucru, că domnul Arsene face parte dintr-o lojă care, tot prin zona Romanului, o lojă masonică scapă. Steaua României. Steaua României. Exact. Bine, acum nu înseamnă că a comis o infracțiune. Toată lumea nu, că e legală, tocmai asta, da. Și colegul nostru Bălănescu îi cere să o treacă în declarația de interese, așa cum prevede legea. Lucru pe care domnul Arsene până acum nu l-a făcut. Așa este, eu aveam alte informații, că între timp ar fi trecut într-o altă lojă mult mai cunoscută domnul Ionel Arsene, dar sunt alte lucruri, zic eu, nu deosebit de grave, deși legea este, trebuie respectată de toți. Dacă ești obligat ca în declarația de interese să faci aceste precizări, trebuie să le faci fără doar și poate. Însă pe mine mă deranjează foarte tare, repet, această prăduială a banului public și această indiferență a autorităților și a celor care ar putea să ia măcar atitudine. Vorbim de opoziția din Consiliul Județean. Și instituții de abilitate ale statului, care, iată, am văzut justiția dă un termen de judecată la 3 luni după închiderea târgului, instituțiile de forță tac mâlc și nu se autosezizează din aceste campanii de presă, așa cum o fac în alte situații. Doamne, să sperăm că poate au făcut-o. Au făcut-o și nu ne anunță pe noi, pentru că, cel puțin, mă gândesc la ceea ce am scris în atacul.ro, cred că prea multe lucruri n-ar mai avea de făcut decât să dovedească niște legături între unii și alții. Din punctul meu de vedere, nu este foarte complicat dacă ne gândim la pârghile pe care le dețin aceste instituții de forță. Nu trebuie să le dăm noi sfaturi. Știu foarte bine. Trebuie să aibă numai dorința de a face acest lucru. Exact. De prevenire pe viitor a unor asemenea jafuri, pentru că eu am spus și în instanță atunci că este foarte simplu, în opinia mea, să previi. Deci în momentul în care vezi tu justiție, vezi tu tribunal comercial Neamț, că un cetățean, în speț un jurnalist, atacă un act administrativ, chiar dacă legea nu vorbește despre oportunitatea cetățeanului de a ataca aceste decizii ale aleșilor neamului, când vezi că este vorba de o asemenea prăduială, cum ați numit-o, ai fi putut tu ca instituție să o previi. Pentru că erau suficiente documente care să dovedească această prăduială în primă instanță, aceea cu căsuțele, pentru că eu n-am mers mai departe. Mai departe ați mers dumneavoastră cu dovedirea acestor lăcomii. Da, din păcate astfel de situații, bine, nu e singulară la Consiliul Județean. N-am informații, ați avut și noastră, am avut și eu. Pe mine mă minunează cu totul altceva, și anume faptul că s-a depășit orice limită. Dacă până acum se mai fura cu perdea, spun furt și repet, îmi asum acest termen pe care îl folosesc. E bine, am constatat că nu mai există nici cea mai mică teamă, că nu mai vorbim de bun simț. Că până la urmă, cel care urmărește să bage mâna în banul public, nu putem să spunem că ar avea vreo urmă de bun simț. Clar că e nesimțit din stat, pentru că vorbim de un furt, deși e abuz în serviciu dacă e să facem încadrare pe faptă. Dar eu îi spun furt. Când iei ceva ce nu ți aparține, este furt. Însă mă așteptam să existe o teamă. Teama că s-ar putea ca la un moment dat ca autoritățile, instituțiile de forță să se autosesizeze și să se trezească cu dosare penale, să
ajungă în instanță să fie condamnat, fie cu suspendare, fie cu închisoare. Eu cred că aici ar trebui să, în zona asta mă gândesc eu, că privește bunul lor simț oamenii, cetățenii din această țară și-au cam dat seama despre ce vorbim. Cam toți politicienii, toți cei care ajung în funcții din astea publice, de fapt nu urmăresc altceva decât să se îmbogățească peste peste noapte. Merg pe ideea, bă, hai că nu se știe că stăm, sunt 4 ani, nu se știe dacă mai prindem un mandat, dacă vom mai fi noi la butoane, așa că hai să ne facem de cap. Și spuneai, Flora, la intervenția anterioară de mafia transpartinică, așa este, ea există și funcționează foarte bine și demonstrează, sau existența acestei mafii transpartinice este demonstrată foarte clar în această situație. Repet, cred că spun la 3-a oară, nu mișcă nimeni în front din opoziție să facă gălăgie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, bă, acum furați voi, ne aducem aminte de acea doamnă deputat cu ciocul mic acum să dăm noi la putere, da? Ciocul mic acum furăm noi, când o să fiți voi la putere, o să facem noi ciocul mic și o să furați voi. Păi, așa se lucrează. La asta v-am gândit și eu, că dacă un jurnalist de investigație ar merge și de partea cealaltă a baricadei să încerce să facă asemenea investigații, s-ar părea că nici acolo lucrurile nu stau mai roz. Da, fără doar și poate, așa este. Așa este. Să ne gândim numai ce s-a întâmplat la Piatra Neamț în timpul mandatului lui Gheorghe Ștefan. Păi, dacă stăm bine să ne gândim la fel de inadaptat, eram și în perioada respectivă, că atunci când făceam niște semnale de alarmă, în calitatea mea de jurnalist, în tovărim de anii 2006, 2007, 2008, eram hulit inclusiv de colegii din presă. Nu mai spun de cei care făceau și politică, aveau funcții, sau cei care se aflau în opoziție. Toți mergeau pe ideea, păi, vorbește aiurea pentru că ce a făcut Gheorghe Ștefan în Piatra Neamț, n-a făcut nimeni în această țară. Și avem telegondolă. Zic, doamne, uitați-vă. Și că se plimbă goală. Se plimbă, exact, plimbă aerul până pe Cozla și înapoi. Și o să vedeți că în câțiva ani situația va fi deloc bună. Și s-a confirmat, efectiv. Au îngropat orașul în datorii pentru... Așa este. Și generația nepoților voștri. Și nenăscuții noștri am putea spune că vor suporta și vor suferi din această cauză. Dar cine a răspuns? Să vedem doar pe Gheorghe Ștefan, care în niciun caz n-a răspuns pentru fărădărigile făcute la Piatra Neamț. El a fost arestat și condamnat în alte dosare, alte podlogării făcute pe la București. Dar pentru ce s-a întâmplat la Piatra Neamț nu a răspuns absolut nimeni. Deși Gheorghe Ștefan nu putea să facă nenorocirile pe care le-a făcut în Neamț fără sprijinul unor apoliți, da? Aia sunt bine mersi, se plimbă în continuare în gipane de sute de mii de euro, ne scuipă pe noi în cap și își văd de treabă. Nu i-a întrebat de sănătate. Băi, câte firme ai avut? Ce contracte ai încheiat? Ia vezi că lucrările alea au fost supraevaluate. Asta ia 7 facturi pentru același serviciu și așa mai departe. Pentru că sunt lucruri foarte grave. Numai că iar ne întoarcem la autoritățile de forță. Ce să spunem? Că unii de la autorități, aceste autorități de forță nu urmăresc decât să își păstreze funcțiile, sunt umili până la Dumnezeu, au stat în genunchi, fie că au stat în fața celor de la PDL al lui Pinanti, fie că au stat în fața celor de la PSD al lui Arsene și așa mai departe. Cam așa se lucrează în România, din păcate, că nu este situație valabilă doar pentru un an. Este situație valabilă pentru întreaga țară. La vârsta mea, matusa milemică pe care o am și în cei 27 de ani de presă, nu am pretenția să fiu un jurnalist de investigații de talia ta, dar mi-aș dori ca împreună să mai descifrăm cel puțin alte 2-3 excrocherii care țin unele tot de pe vremea PSD-ului, alte de PNL-ului. Fac referire aici la împrumutul pe Banca Mondială despre care se plătește și acum pentru reabilitarea fostei școli numărul 3 din Roman, unde s-au cheltuit miliarde de lei și acum trebuie din nou să intervină, la o sală de sport din Bălcescu și la una de sport de la Tămășeni, și lista ar putea continua. Asta măcar și pentru satisfacția noastră profesională de a nu ne face copărtaș la jaful transpartinic de care vorbeam. Așa este, doamnă, și am putea spune doar să ne rugăm la Dumnezeu să ne țină puterile și să ne ferească de mânia celor care, iată, sunt atât de deranjați de dezvăluirile pe care le face presa. Din păcate, foarte puține
Există, dacă vrem, de factor uman în presă, știi foarte bine și tu, știu și eu cam în ce condiții se trăiește acum în presa din România. Presa a fost, care are și o parte din vină, dacă tot bine să mă gândesc și o spun, fără doar și poate. Vina de a tăinui, vina de a tăinui, a ști și a tăinui. O mare parte din vina pentru care România se află în situația asta aparține presei. Este fără doar și poate, nu vorbim de jurnaliștii care au muncit și au văzut de treabă. Vorbim în special de patronii de presă care au acționat atunci când a trebuit să acționeze. Și știi foarte bine la ce mă refer, Flora. Însă, din păcate, din ce în ce mai puțini oameni de presă sunt interesați să facă astfel de dezvăluiri. Și cum ai pomenit tu, doar două cazuri. Păi dacă stăm și discutăm, cred că nu ne ajunge, nu să ne ajungă ziua de azi ca să numai să pomenim, să amintim astfel de situații care au dus la jefuirea banului public. Sunt foarte multe și pe banii europeni s-au făcut multe nenorociri și bani de la bugetele locale. Să ne țină puterile să le dezvăluim, pentru că eu, chiar dacă am o vârstă matusalemică și sunt dinozaurul presei nemțene, tare îmi doresc din tot sufletul, deși ceilalți colegi ca și cei din jur pun întrebarea asta, sunt suspicionați, dar tu ce câștigi? Lucru dureros pentru un jurnalist care știe că îl mână în această luptă doar dorința aceea de a se cheltui banul eficient. Da, nu e cazul să discutăm despre solidaritatea de brază și de interesele pe care unii le au, și mă refer la cei din presa nemțeană și numai presa nemțeană. Ai cunoscut și tu o groază de jurnaliști, ai discutat cu ei și de la noi și prin alte părți. Am văzut cam cum gândesc și de fapt ce urmăresc. Mulți, nu generalizez, sunt și oameni ok, oameni care, pe care te-ai putea baza, să spunem, dacă ai porni un război corupției. Dar este destul de greu. Avem atât de multe instituții care se luptă cu acest flagel, corupția, încât ar trebui să nu mai avem de a face cu astfel de fapte. Mă uitam zilele astea la ce a făcut Degheau, Serviciul Județean Anticorupție. E vorba de un serviciu care ține de Direcția Generală Anticorupție, aflată în subordinea Ministerului de Interne. Este cea care ar trebui să stăpânească corupția printre funcționarii publici. Wow, ce lovitură! Un angajat de la Casa de Pensii cu ajutorul unui individ din Gorj falsificat dosare de pensionare. Nu zic astfel de cazuri nu trebuie să fie rezolvate, dar eu cred că era de competența, sau mai degrabă ar fi de competența poliției să facă astfel de ce. Când vorbim de o instituție care combate corupția, mai ales în acest domeniu unde lucrează funcționari publici, cred că ar trebui să auzim mult mai multe astfel de cazuri. Cred că sunt situații care ar trebui să fie rezolvate și să fie aduse la cunoștința publicului. Din păcate, iată, am împomenit de acest Deghea care, din punctul de vedere, ar trebui să fie desfințat la câți bani. Jurnalistul Daniel Muraru nu înțelege lentoarea cu care se mișcă instituțiile statului, care ar trebui să aibă o mai mare disponibilitate și în ceea ce privește acțiunile de prevenire a ceea ce jurnalistii consideră a fi prăduială cu acte în regulă a banului public sau conform prevederilor codului penal, a ceea ce se poate chema, ca și încadrare juridică, abuz în serviciu, dezincriminată mai nou de guvernul Grindeanu și abrogată ca urmare a presiunilor mișcărilor stradale de protest care nu mai contenesc de câteva săptămâni. Lor de presă, să vezi ce rezultate au. Mica corupție de obicei pe aici se joacă, dar mica corupție normal că deranjează cel mai tare, că vorbim de cetățeanul care merge la spital și se cere șpagă, vorbim de cetățeanul care este oprit, conducătorul auto este oprit de un polițist pădar care cere șpagă și așa mai departe. Dar și aici sunt cazuri foarte puține. Să nu uităm ce s-a întâmplat la Piatra Neamț foarte, foarte curând, când DNA-ul, de această dată vorbim de DNA Bacău, i-a pus cu votul pe lapte, cum mai spunem noi câteodată, pe polițiștii și păgari de la rutieră. Ăia își păguiau de ani și ani și ani și ani de zile. S-au sesizat atât de târziu și aflam că, de fapt, DNA-ul, nu Degheau, care ar fi fost mai în măsură, zic eu, și mai apropiat de polițiștii de la rutieră din an, să afle și să ia măsuri. Sunt multe de spus, doamna Flora. Din păcate, dumneavoastră aveți o vârstă și mă bucur că nu înaintată palmatul salemică, cum a spus dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu forța să mai faceți ceva. Nici eu nu mai sunt foarte tânără, să ne gândim la cei care vin în urma noastră, dar alții nu se gândesc. Și nu se gândesc pentru că
Cei mai mulți dintre ei, vorbim de mari corupți acestei țări, n-au făcut altceva decât să externalizeze cu ghilimele, bineînțeles, profiturile, stau bine mersi, au case în străinătate, au conturile burdușite în bănci din străinătate, iar dacă, Doamne ferește, mâine se întâmplă ceva în România, eu sunt convins că există, au scenarii foarte bine stabilite, au zburat într-o jumătate de oră din această țară. Și au de trăit 7 vieți. Bani de trăit 7 vieți. Așa gândesc ei, din păcate. Nu știu, cred că există o concurență la acel nivel al corupților. Cine este mai bogat, cine este mai șmecher, cine are mai multe mașini. Că știți cum există vorba românului cinstit cu bun simț. Bă, nu mănânci cu 7 guri, nu dormi în 7 paturi. Și mai o treabă, cât ai fi tu de milionar, când ești pe stradă, bă, dacă tu te simți bine, eu nu cred că te poți simți la fel de, sau suficient de bine atunci când te uiți în jur și vezi numai fețe triste. Dar se pare că avem de-a face cu un ADN prost în ceea ce ne privește și cred că am spus. Cu exemple concrete și din alte domenii, precum poliția sau instituțiile conexe, jurnalistul nemțean dezvăluie cu o doză de curaj demnă de admirat tot ceea ce consideră a fi matrapaslâc pe bani publici, furați de la gura copiilor și a acestei populații sărăcite de mafia politică transpartinică, ce în 27 de ani de democrație s-a condus doar după principiul azi suntem la putere și furăm, destingem, urmată de mâine veniți voi și furați mai mult. Jurnalista Flora Ordean apreciază și ea că asemenea dezvăluiri trebuie făcute publice de către jurnaliștii din această țară, care dincolo de interesele economice ale publicațiilor la care scriu, este necesar să-și asume și rolul de a asana mediul politic intrat cam de multișor în putrefacție. Asta pentru a se putea uita în ochii copiilor lor, cărora, din păcate, generația contemporană de politicieni le lasă o țară slăită după un jaf generalizat din ultimii 27 de ani de democrație pe care l-a practicat clasa politică cu năravuri dâmbovițene.